Proiectul de astăzi se numește Descoperă-ți potențialul și este un proiect realizat în colaborare cu tânărul scriitor Gabriel Borchină și cu psiholog Iulia Soare. Proiectul acesta este despre comunicare, despre promovare și, ca întotdeauna, Centrul de Tineret promovează valorile. Astfel ne-am gândit să promovăm un tânăr scriitor din Vrancea, de numai 23 de ani, care are foarte multe să transmită tinerilor și nu numai. Și exact cum spuneam și mai devreme, noi promovăm valorile. Va fi vorba în acest proiect despre seriozitate, despre transmitere mai departe către ceilalți a unor mesaje de motivare, despre pasiune, despre muncă, efort și nu numai. M-am născut la galerie de artă, atât direct cât și indirect, prin prisma faptului că am avut oportunitatea de a participa la voluntariat, prin voluntariat, în târgul de carte organizat de Biblioteca Județeană a Focșanului. Cu acea ocazie am reușit să găsesc oameni pasionați, optimiști, care cred în valori și luptă pentru promovarea literaturii române contemporane și nu numai. Am pornit pe acest drum de a scrie un roman de dragoste, precum a reușit să-l vedeți. Urmează să public încă o lucrare de dragoste, deci sunt înverșunat poate pe această temă și simt că merit această poziție de a vorbi despre aceste lucruri cu adevărat fascinante și care promovează până la urmă educația, cultura și arta. Dacă eu pot și voi puteți. La aceasta vă îndrept și vă invit chiar să intrați pe site-ul meu creat de la zero pentru a putea comanda romanul meu de dragoste, se numește arta-linuța-mea.shop, să explorați universul meu artistic. Din dorința de a transmite ceva relevant, ceva actual și contemporan, pentru că simt că merită să promovăm tinerii, să nu-i lăsăm la urmă și să creadă pe bune potențialul pe care îl au, eu am reușit și am intrat până la urmă în această lume, în acest univers literar, artistic, legat de creație și nu numai. Se pune foarte mult accent pe dialog, se pune foarte mult accent pe ceea ce omul poate să creeze și cum se poate construi de la zero, indiferent de ipostaza în care se află, cât de mult poate să lupte și dacă merită calea pe care a luat-o. Libertatea poate să fie cucerită doar dacă omul își dorește, dacă are voința și capacitatea pentru a putea reflecta și a se construi. Se adresează persoanelor de cel puțin 14 ani care pot să descopere un univers romantic, estetic, filozofic chiar și chiar și pe teme psihologice. Consider că acest roman de dragoste abordează multe, multe caracteristici relevante actualului mediu, contemporaneității. A trebuit să lucrez cu mine cel puțin 6 luni, atât personal cât și pentru acest roman de dragoste. A trebuit să îmi iau din timpul meu să nu-ți poate a merge la sală sau, nu știu, indiferent de ipostază, pentru a putea să creez acest roman, această lucrare de dragoste. Deci, vorbim că ai fost în dragoste din acest caracter, sau ești în dragoste? Există o muză pe care am reușit să o simt în sinele meu și să poată să mă ajute într-o formă sau alta, direct sau indirect, să pot să creez acest roman. În paralel, ascultam foarte multe creații de natură compozițională, de natură artistică și pianistică. Sunt absolut îndrăgostit de Vivaldi, de Franz Liszt, de Chopin, de Bach, de Beethoven. Merită ascultați pentru că prin ei am reușit să creez așa roman de dragoste. Consider că Gabriel poate fi un model pentru tânăra generație, deoarece le poate comunica tinerilor faptul că dacă află ceea ce le place cel mai mult, pot lupta și găsesc puterea să ducă până la sfârșit ceea ce și-au propus. Și dacă își propun un țel anume, cu siguranță vor ajunge să-l atingă. Bună dimineața și bine ați venit la Centrul de Tineret Focșani. Ne cerem scuze pentru mica întârziere. Vă mulțumesc din suflet că v-ați făcut timp pe vremea asta și în vacanță să veniți la noi. Proiectul de astăzi se numește Descoperă-ți potențialul și este organizat în colaborare cu tânărul scriitor Gabriel Borchină, de 23 de ani, și în colaborare cu psiholog Iulia Soare. Cu doamna Iulia Soare am avut un proiect anul trecut, toată vara, Credem în noi, credem în viitor, despre comunicare, despre a avea încredere în noi, cum să depășim anumite momente și perioade stresante din viața noastră. Totul a pornit de la feedback-urile primite de la participanți care spuneau că nu au încredere în ei și ne-au rugat să facem activități în acest sens. Proiectul de astăzi este de promovare a valorilor, este de promovare a unui tânăr scriitor
Las pe el să spună mai multe. Este foarte important pentru voi să descoperiți ceea ce vă place, pentru că numai atunci când faceți ceva cu plăcere, găsiți puterea să mergeți până la capăt, să vă atingeți țelul. Da? Iar un model în acest sens este și Gabriel. Îl las pe Gabriel în continuare să vorbească și dacă aveți întrebări pe parcurs, putem să-i le adresăm. Deci, tot ochii pe mine, da? Vreau să începem mai întâi prin a, să începem, prin a vă mulțumi pentru simplul fapt că ați ajuns până aici. Era foarte simplu, pe temperaturile astea, doar stați acasă și să, nu știu, vă relaxați sau poate lucrați, indiferent. Vreau să încep din nou și prin aspectul că vreau să împart acest moment în 4 secunde, să fie prezentarea personală, să fie prezentarea romanului de dragoste pe care vi l-am adus pe această ocazie, să vorbim despre potențial, progres și evoluția personală, precum și ceea ce îmi spune să fii scriitor. Să scrii, să publici, să intri în contact cu editurile sau tipografiile, de piesă în context, și să reușești. Nu doar să pretinzi, nu doar să crezi că poți face ceva și de fapt, până nu-ți faci. Din prima. Ok. La fel pe fundal pe Franz Liszt, Dumnezeu, acest roman de dragoste, într-o formă sau alta, bineînțeles, a și căzut când l-a menționat. E bucurie imensă pentru mine că vreau să apreciez acest aspect, că acesta este al 30-lea eveniment pe care l-am. Acesta este al 30-lea eveniment, deci pentru mine este o reușită uriașă. În cât timp, Gabriel? Mai puțin de una. Pe 21 iulie. Evenimente de promovare, da, mai puțin de un an. Pe 21 iulie împlinesc oficial data, cumva, startul pentru care am pornit pe această, care, pe această premisă. Bun. Sunt scriitor la 20 de ani, în fața dumneavoastră, prezent cu acest roman de dragoste, care a fost atât de îmbrățișat și atât de apreciat de atâta lume, încât am reușit să îl vând, dacă e vorba de marketing, în peste 500 de exemplare. Peste 500. De la zero. N-aveam niciun fel de cunoștință, niciun fel de reper, niciun fel de informație. Spre final să zic că am ajuns să mă consult, cel puțin cu ChatGPT. În rest am făcut totul de la zero. Deci cu inteligența artificială, da? Dar, în paralel, nu mă ocup doar cu acest lucru, ci și pictez, ilustrez și animez, desenez destul de mult timp, cânt și la pian și dețin și un album la pian publicat încă din 22 martie 2022, 27 martie, da? Am emoții, e normal. Mă mândesc foarte mult cu acest roman de dragoste, pentru că, în afara faptului că am reușit, pe baza curajului pe care am reușit să-mi încrez în sinele meu, ci și pe faptul că a avut atâtea oportunități de a călători, poate, în afara României. Am reușit să dau acest roman de dragoste și în Spania, și în Germania, și în Anglia, și în Belgia, și în Olanda, și în Italia, și a ajuns săptămâna trecută, luni, fix acum o săptămână, în Canada. Pentru prima oară am reușit să aibă această oportunitate să traverseze oceanul. Totul a pornit de la un gând. Totul a pornit de la un gând. Totul a pornit la o premisă clară și concretă, cât mai compactă, cât mai definită cumva. Și dacă eu am reușit să fac, să realizez, să pot să creez acest concept și să apară fizic acest obiect, nu este o carte, nu e ceva excepțional, dar este totuși o carte, vreau să vă dau și vouă măcar 1% din curajul pe care l-am eu actualmente. Dacă pot să contribui către voi, către, nu știu, aveți 18 sau 80 de ani, indiferent, dacă pot să contribui cu 1% pentru voi, pentru mine este reușită maximă. Pentru că pentru mine, cel puțin până să încep să pornesc să scriu acest roman de dragoste, n-am avut niciun fel de reper. Niciun fel de reper, niciun fel de persoană care să mă susțină, să mă ajute, să-mi dea un sfat, să mă asculte, să dea o secundă de atenție sau știu eu. Ușor, ușor, după ce am reușit să cresc și să intru în contact cu oameni de valoare, care deja au făcut ceva, au reușit să progreseze și și-au descoperit potențialul, abia atunci am reușit și eu, ușor, ușor, să descoper potențial, să lupt pentru ceea ce îmi doresc și să existe și rezultate concrete, efective. Băi, ok. Nu mă deranjează. A fost o ocazie care s-a prezentat de la, nu știu, 10-15 persoane până la sute de persoane. Sute. Și pentru mine este reușită imensă, indiferent dacă mă raportez către 2-3 persoane sau, nu știu, 10-100. În sfârșit. Cele mai multe persoane prezente au fost la Amfiteatru Colegiul Național din Radu Greceanu, din Slatina, din județul Olt, unde au fost peste 100 de elevi între clasa 9 și 12 inclusiv, dar a fost și ocazie care m-a prezentat poate la o cafenea și a stat de vorbă cu 10, să zicem, 12 persoane prin Suceava. Deci, indiferent de unde mă raportez și unde, către ce direcție merg,
unde se găsește acea voință interioară de a progresa, de a porni pe un anumit drum și de a face ceva efectiv, ceva concret pe acea cale abordată, lumea crește, persoana respectivă evoluează. Nu se dezvoltă neapărat, ci evoluează. Pentru că e mare diferență între a te dezvolta și să poate schimba chiar și a evolua. Vedeți dumneavoastră între a schimba o pereche de șosete, care este foarte simplu, sau schimba casa în care stăm, sau nu știu, animal de companie, în sfârșit, și a te dezvolta, a evolua chiar, se poate mai mulți pași, mai multe straturi care pot să fie abordate. Pe plan psihologic, pe plan sociologic, pe plan financiar, nu știu, economic, al resurselor, în sfârșit. Hai să trec puțin și în așa numai de dragoste, că dacă tot m-am prezentat, să aibă și câteva detalii atunci asupra acestei. Bun. Am reușit să scriu 6 luni de zile, punisem pe final de august, început de septembrie 2022, pentru că îmi recitisem la un moment dat documentul original unde s-a aflat la vreo 6-7 pagini scrise până în acel cât. Dar pentru că anterior de acel lucru participasem la târgul voluntar, târg și eram și voluntar, la târgul de carte organizat de Biblioteca Județeană a aceluiași oraș, al Focșanului până la urmă, și văzând oameni care deja se implică, care în sine deja au scris, deja au publicat, deja încurajează și inițiază proiecte de valoare pentru cei din jur și nu numai, pentru că exista și social media, se distribuia în sfârșit, am găsit un om respectiv, în, nu știu, o persoană de 18 ani care poate a scris sau 82 de ani care poate încă scrie poezii cu aceeași pasiune de, nu știu, 50 de ani, să zicem, pentru că am găsit acea flacără, poate, acea vârbătaie, acea scripire din sinele omului respectiv, am reușit și eu să pornesc pe acest drum. Chiar dacă poate mi-a luat mai mult timp, sau poate n-am avut inspirație în acel moment, sau tot am continuat până a apărut fizic această carte. Și cam asta vreau să vă ambiționez, poate, nu doar să vă dau această premisă, că dacă eu pot și până asta puteți, să vă dau această ambiție, pentru că ambiție depășește orice. Sunt oameni care sunt extraordinar de talentați în un anumit domeniu, dar pentru că nu lucrează, n-au etica, n-au munca efectivă, n-au cum să evolueze. Este foarte simplu, exagerat de simplu, este extrem de simplu. Dar pentru că nu-și pun ambiția, nu am voință concretă pe acea temă, nu am cum să evolueze. Bun, în acest urmă de dragoste, pentru început, se prezintă despărțirea cumva, nu știu, deplasarea către stânga și a dreptei, și viceversa chiar, a două personaje principale, care într-o formă sau altă nu se mai înțeleg. Dar și chiar și spre final apare o altă poveste de dragoste. Deci, indiferent de situația în care ne aflăm, putem să evoluăm, putem să progresăm dacă alegem cu grijă ceea ce îndoim de la această viață și de la oameni din jurul nostru. Pentru că există oameni care poate actualmente se drogează. Asta e viața, nu știu, sau comit niște ce acte împotriva societății sau... Deci există diversitate uriașă, până la urmă suntem peste 8 miliarde de oameni pe această planetă. Dar tot de voința anterioară ține ce cale vrem să luăm și ce direcție vrem să abordăm. Tot de sinele nostru contează foarte mult. Și pentru a putea să scriu acest roman de dragoste, pe fundală, în perioada în care scriam, am simțit să ascult doar compoziții care trigăruiau, care scoteau din mine o emoție, o emoție concretă, o emoție cât mai sinceră, cât mai profundă. Și ascultam pe Liszt, care vă cânt acum în aceste momente, să pot asculta pe Vivaldi, sau pe Bach, sau pe Beethoven, sau pe Chopin, Frédéric Chopin, sau, nu știu, pe Einaudi, Xavier. Deci diversitate până la urmă, dar pe o anumită nișă, pe un anumit filor, pe o anumită direcție. Nu vreau să fiu neapărat considerat, pe cum am prezentat domnul Orania, vreau să precizez legat de mine, nu vreau să fiu neapărat considerat un exemplu, că nu mă simt neapărat un exemplu, dar un reper, un așa da, un se poate, un este posibil, da, așa da, cu siguranță. Inițial, ne gândeam să numim acest proiect repere. Da, dar ca să nu existe confuzii, pe urmă am zis, hai să-l redenumim. Și să aibă legătură și cu potențialul pe care poate vreau să vi-l deschid, să vi-l trigger-ui, să vi-l pornesc. Pentru că potențialul este infinit, indiferent de direcția și traiectoria pe care omul poate să o ia. Este absolut infinit. Că vrem poate să mergem în Australia, să călătorim, nu știu, să mergem într-un zoo, sau nu contează. Că vrem să fim cei mai buni în gastronomie, în, nu știu, să vizităm o casă, nu contează. Indiferent de direcția pe care omul poate să o ia, este potențialul în sine este multipotent și multivalent. Pentru că concomitent nu poți doar, nu știu, doar să gătești. Și legătura pe care o femeie poate să aibă cu un bărbat, că vorbim totuși de femeie și bărbat în această lucrare de dragoste, este vorba de faptul că atunci când cineva, o femeie în special, are o legătură, are o discuție chiar cu un bărbat și vorbește doar pe o anumită temă, și se pare boring, se pare plictisitor. Pe când poate o persoană care știe și despre cultură, are și o doză de imaginație, este creativ, este spontan, este prezent și este implicat, este mult mai atractiv.
Este mult mai, are mai mult de pici, are mai multă atracție pentru persoana respectivă. Dar el în sine se construiește așa. Și cum devine până la urmă în acea ipostază? Cum poate să crească devenind așa personalitate, poate? Abordând mai multe teme, crezând, continuând pe temele pe care a început să, nu știu, să se creeze sau să se dezvolte. Nu există altă variantă și este bine că nu există altă variantă, pentru că doar dându-ți timp pentru propria persoană poți să crești. Asta nu este posibil. Dacă nu dai timp pentru tine, nici altcineva nu poate să-mi dea timp pentru mine. Este imposibil. Dacă eu nu cred, de exemplu, în potențialul pe care eu îl am, n-are cum poate ca doamna, ca dânsa, să creadă în potențialul pe care eu îl reconstruiesc. Dacă eu, de exemplu, n-am un vis clar, un vis concret, poate nici dumneavoastră, de exemplu, sau tu, sau în sfârșit, nu poate să creadă în visul pe care și-l pune și-l construiește. Bun. Deci trebuie să vă propuneți un țel. Un țel, da? Foarte concret. Și în primul rând să descoperiți ceea ce vă place să faceți. Și dacă descoperiți ce vă place să faceți, cred că o să găsiți puterea, entuziasmul care vorbește acum Gabriel aici. Da? Este foarte important să descoperim ce ne place. Tocmai asta este lecția pe care urma lecția. Cu ghilimele de rigoare. Urma să vă precizez. Unul este să facem ceva din obligație. Nu știu, poate să lucrăm într-o anumită categorie, în retail, nu vreau să dau neapărat nume, pentru că nu are relevanță neapărat, și lucrăm din obligație, lucrăm din, nu știu, avem acel 9-5 de luni până vineri. Mi se pare, în afară că este boring, este plictisitor, mi se pare o pierdere uriașă de timp, pentru că timpul se nu se mai întoarce, cât suntem tineri actualmente, nu se mai întoarce niciodată. Și timpul pe care îl putem folosi pentru noi, pentru a putea evolua, hai să vă rog, este strict legat de noi, de alegerile pe care noi le facem, strict legat de noi. Alegerile pe care le facem noi definesc pe nostru de a fi. Dacă alegem să fim răi, să mințim, să păcălim, n-avem cum să fim oameni buni. Este simplu. Toate au legătură, toate au o anumită direcție, o anumită traiectorie pe care sinele, individul uman poate să le aventeze. Ascultați oamenii care chiar au făcut ceva în viața asta. E vorba, de exemplu, și la facultate, și vorbeam chiar cu Maria, care este aici prezentă. Vorbeam, de exemplu, despre management, la un moment dat. Facultate de management. Acum hai că dăm și nume. Nu zicem neapărat locația, dar în sfârșit. Dacă mergi pe management, dar nu înveți la persoane care deja au practicat managementul pe o anumită direcție, un anumit business, o anumită afacere, ce poți să înveți la aia? Unde nu vedem rezultate clare, concrete și cât mai plauzibile, pierdem vremea, adică și timpul respectiv nu se mai întoarce. Nu se mai întoarce și de aia să valorificăm fiecare, dacă se poate, secundă pe care o avem. Fiecare secundă. Construindu-ne aventurile cu noi, definindu-ne un țel și crezând în potențialul pe care îl avem. Pentru că poate nu reușim astăzi sau mâine sau poate peste 2 ani, dar la un moment dat sigur reușim. Pentru că în sine viața pe asta este construită. Muncă, 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 eșec. Muncă, 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 eșec. Muncă, muncă, reușită. Reușită. La un moment dat se întâmplă. Fie că se întâmplă la mine, pentru că au fost foarte multe ocazii în care am dat mail-uri. Pentru publicarea, de exemplu, acestui roman de dragoste, am dat între 60 și 70 de mail-uri. Și nu glumesc, vă arăt mail-urile dacă găsesc laptopul, dacă l-aduc sau deschid telefonul. Și nu glumesc. Am trimis de 60-70 de mail-uri. Am primit la vreo 30-40 de refuzuri. Dar cealaltă parte care a aprobat poate publicarea acestui roman, care m-au invitat către noi la lansări de carte, care mi-au dat startul și wow, cât de bine scris, sau acei oameni au crezut în mine. Mergeți către oamenii care cred în voi. Și nu renunțați! Și nu renunțați! Pe lângă asta. La primul obstacol. Și să facem și o mică pauză. Și repet ideea, credeți în oamenii care cred în voi. Și vreau să vă mulțumesc. Mulțumesc! Noi, în cadrul activităților noastre de la Pedagogic, știți foarte bine că noi discutăm și vorbim despre creșterea personală și profesională și așa cum spunea John Maxwell, spunea că atunci când vrei să crești din punct de vedere personal, dar și profesional, așa cum menționam de multe ori la activitățile noastre, trebuie să mergem tot timpul înainte. Nu există nu pot și exact, nu vreau. Exact. Da? Nu există așa. Pot și vreau și da, cred. Exact. Da? Acest cuvânt puternic cred, crezul pe care îl știm noi, da? Cu toții cred că știm crezul pe care îl pronunțăm la biserică în cadrul religiei noastre creștine ortodoxe, cred în Dumnezeu. Așa și voi trebuie întotdeauna să porniți cu acest cred, da? Cred în forțele mele, cred în ceea ce pot să fac, cred ceea ce îmi place, în ceea ce îmi place. Și faptul că acest tânăr foarte care e energic și dinamic și entuziast, care v-a prezentat această carte frumoasă, unde chiar și eu am să o citesc, am să o lecturez,
cu plăcere, chiar dacă nu am vârsta voastră, dar știți că dragostea și iubirea nu are hotare, frontiere, da? Este până la moarte există și dragoste, bine, da? Și atunci voi, bineînțeles, că puteți să preluați motivația pe care el a avut-o pentru a scrie, pentru disciplina, ambiția, seriozitatea, creativitatea și vă știți foarte bine, cum spunea și Robinson, da, un mare psiholog, de fapt britanic, dar care s-a trăit nu de mult, a murit acum câțiva ani, și care un psiholog foarte mult bun și care a scris foarte multe cărți despre dezvoltare, creștere personală și profesională și despre creativitate, din păcate, creativitatea, pentru că noi ne naștem creativi și artiști, de fapt, așa cum spunea marele pictor spaniol Pablo Picasso, că fiecare copil este un artist. Numai că creativitatea trebuie să fie dezvoltată pe parcursul traiectoriei și educației școlare. Din păcate, în sistemul nostru nu se mai pune mult accent pe creativitate. Pentru că de la 100% creativi, cum ne naștem artiști, când ajungem la o vârstă de adulți, din păcate rămân doar 2% de creativitate. Dar voi sunteți copii creativi, eu știu acest lucru, și atunci trebuie să nu vă sperie dacă faptul că vă place să pictați sau să scrieți, să nu vă fie teamă, da? De acest lucru. Da? Mult succes! Bine să trebuie! Dacă aveți întrebări cu orice temă, bine, special legat și acea macatină, te-ai tot dracu' asta. De ce am pune pe acest nou? Poate repet câți ani am sau ce fac în paralel sau... Dacă vorbim despre management, că ai zis că vorbim despre management, o întrebare foarte importantă, că nu e de ajuns să fii talentat și să vrei să faci un lucru și să-și scoți bani din el, să poți supraviețui din ceea ce îți place. Ai spus că ai vândut 500 de exemplare. Spune-ne cum ai făcut asta. Prin ce interviu ai făcut asta? În afară faptului că am reușit și am încercat cât de frumos, cât de plăcut a fost posibil să mă raportez la cunoștințe, la alumne, la prieteni, să le prezint într-o formă cât mai plăcută, cât mai estetică chiar acest roman de dragoste, această lucrare pe care o simt, am încercat cât de mult a fost posibil să intru și pe social media. Deci aici aveți, de exemplu, pe Instagram, le-am desenat acolo ca să fie cât mai plăcut de parte și cât mai vizibile pentru voi. Abordați fiecare mediu posibil pe care l-aveți în jurul vostru. Abordați fiecare mediu pe care l-aveți în jurul vostru. Pentru că nici nu știți de unde sare iepurile, nici nu știți de unde crapă piatra, nici nu știți de unde poate să apară oportunitate, nici nu știți de unde poate să apară o șansă. Eu, de exemplu, dacă nu aveam discuția cu doamna Orania, care a plecat mai devreme... Gabriel, și dacă tot vorbiți de social media, ai și în format online? Pentru că eu aș putea, dacă tot vorbim de social media, eu aș putea să transmit și foștilor mei elevi care sunt în străinătate și care nu au posibilitatea să ia cartea fizic, le-aș transmite să citească în online. Și ar putea chiar să transmit câteva review-uri, dacă tot vorbim în limbajul social media, review-uri cu privire la carte. Sigur, da? Poate trimiteți doamne Orania și mă trimiteți și mie, da? Revenind la management, la întrebarea Mariei, este foarte important în primă instanță să avem curaj. Foarte important să avem curaj, să credem pe bune și să fie cât mai concret, cât mai compact pasul pe care îl luăm, de ce abordăm situația, cum și în ce fel, către răbdare dăm, pentru că dacă eu către dânsa n-aveam răbdare, dacă nu prezentam un plan concret, dacă nu facem ceva obiectiv și subiectiv chiar și să abordez toate situațiile care se pot prezenta asta, nu oamenii, nu vă prezentați aici, nu există poate acest moment. Dar pentru că dânsa mi-a dat curajul și eu am avut în sinele meu, pentru că am reușit să creez un afiș, deci sunt mai mulți pași, dar trebuie să luăm foarte clar și foarte concret. Pentru că sunt poate situații în care credem poate în visul nostru, dar nu avem poate resursele și renunțăm la tot. Și aici vreau și să, doamnei, să răspund și eu la întrebarea asta, pentru că am și exemple concrete. Prin faptul că el acum a fost în calitate de speaker și poate și un pic și de coach, să știți, poate mult contează. Eu vreau să spun coach și speaker, pentru că și eu am fiica care a terminat International Business și Limoderne, în străinătate, dar faptul că este foarte
pasionată de speaking, leadership, coach, face și acest lucru din pasiune. Deci se poate combina, pentru că prin faptul că el face speaking, face coaching, el poate face și un management, putem să spunem, pentru a vinde cărțile lui. Deci e o combinație extraordinară. Asta am vrut să subliniez. Da? Și voi la același lucru puteți. Niciodată să nu renunțați la pasiunea voastră. Că o puteți face o combinație, ceea ce a făcut Gabriel astăzi. Una este că muncim din obligație, alta este că muncim din plăcere, din pasiune, din atracție. Pentru că pentru acea atracție dăm ce 100%, dăm poate 120%. Pe când pentru obligație ne prezentăm la muncă, dăm o bifă, dăm o sănătură că am ajuns acolo și cu prima ocazie vrem să plecăm. Că asta e situația. Sunt persoane pe care le cunosc, ori poate prezente aici, ori prezente în alte poate ocazii, care pot lucrează de la 9 la 23 și mi se pare un program de muncă și chiar două zile, de exemplu, foarte mult, mi se pare exagerat de mult să muncești și pe zi la atâtea ore și poate chiar și un persoană la mizer, că na, situația în România este una gravă din punct de vedere economic, financiar, în sfârșit, în loc poate să iei decizia și să ai curaj să spui nu și să-ți cauți ambiția din sinele tău și să vrei să-ți construiești viitorul. Să vrei să-ți construiești viitorul. Mulțumesc! Felicitări! Apropo de combinație, mi s-a părut că în discursul tău ai făcut o combinație între cunoaștere, dragoste și dezvoltare. Okay, da. Care e legătura dintre ele? Din ce punct de vedere? Din orice punct de vedere consideri tu, nu știu. Cunoașterea poate să fie din punct de vedere relațional? Și atracția, și dragostea, și ambiția, și emoția, pentru că când avem o relație poate cu o persoană care de ori deja s-a dezvoltat, ori este în curs de a se dezvolta, este foarte frumos să fim alături. Foarte frumos. Sunt mulți oameni care de-a lungul timpului au renunțat la mine. Foarte mulți pot să-i număr la boxe, număr și mă obiectez numărând lui. Pentru că ori poate în acea perioadă n-aveam răbdare, sau poate aveam prea multă, pentru că n-aveam poate acea flacără în sinele meu, n-aveam acea pasiune și nu știam să o creez, poate nu știam să o trezesc din nou și pleca într-o formă sau alta, sau credeam că n-am avut timp de mine sau. Și este ok, bucurați-vă, Doamne. Cred că ideea m-a bucurat că e mai mult decât mă bucur de cei care sunt acum aici prezenți, pentru că dacă nu înțelegem valoarea suferinței, a durerii, a lipsei de prezență, a singurătății chiar, n-avem cum să fim fericiți lângă celălalt de noi. N-avem cum, este imposibil. Când eu nu mă simt bine cu mine, n-am cum să transmit altcuiva emoții bune. Simplu. Dar când mă simt bine cu mine, pot să râd, pot să zâmbesc, pot să plec, pot să cântăresc, pot să fac orice, absolut orice. Dar doar când mă simt bine cu mine, înțelegând situația care nu mă simt bine cu mine. Simplu, foarte simplu. Și se combină toate aceste lucruri dacă ne dăm timp pentru aceste aspecte. Dacă nu ne dăm timp, nu avem nicio șansă. Nu ne putem construi o relație bună, nu putem să creștem, nu putem să evoluăm, nu putem să facem o casă, nu putem să nimic. Nu se poate. Bucurați-vă de persoane care pleacă din viața voastră. Cred că e cel mai bun sfat pe care pot să vă dau în afară de a munci pentru visul pe care l-aveți. Sau dacă n-aveți un vis, creați-vă. Crede-te, sunt oameni care au ajuns, au avut această oportunitate de a ajunge pe lună. Spre ce vorbim? Este ceva fascinant de a crea poate o rachetă, de a contribui la călătoria efectivă, la orice, se poate deja orice pe lumea asta. Ați văzut de Pablo Picasso, eu de exemplu să mergeți pe Dalí. Câte picturi a avut Dalí, doamnă, de exemplu? Uriaș, enorm, câte creații a avut, de exemplu? Am avut oportunitatea că, Maria, cred că știe, că mi se pare că ai văzut postarea pe Instagram și cred că și tu la fel. Am avut oportunitatea de a merge la Romexpo, dacă nu greșesc locația, la expoziția lui Salvador Dalí. A fost recent, dar mi se pare că nu mai este. Cât de clar și cât de frumos și cu câtă ambiție și cu câtă estetică și câtă frumusețe, deci cât au reușit să adune într-una singură, de exemplu, într-o singură ocazie. Și are foarte multe sculpturi și are foarte multe potențial este infinit. Potențialul este infinit și nu contează expresia pe care vrem să le dăm, că poate zâmbim cuiva, să avem răbdare sau călătorim sau, nu știu, călărim sau orice. Orice se poate realiza. Vă mulțumesc mult! Felicitări! Apropo de, ați întrebat de dragoste, cunoaștere? Nu, l-am găsit în discursul lui, dar am înțeles din comentarii de acolo. Dragoste, cunoaștere și era o al treilea termen pe care îmi pare rău că l-am scăpat între și dezvoltare. Păi, Gabriel, da? Te rog. Păi fără, cred eu, că fără dragoste nu există nici cunoaștere adevărată, pentru că nu te ajută să te cunoști, nu te ajută, dragoste te ajută să te dezvolți, da? Dezvoltându-te,
la rândul tău și dragostea va fi altfel și cunoașterea va fi altfel și motivarea către cunoaștere, nu? Și mă gândesc pe cele trei elemente pe care el le-a precizat acolo, cred că indiferent cum le-am așezat și cum le-am combinat, cu siguranță toate ajung la o reușită a individului. Nu știu, este doar opinia mea, nu știu dacă împărtășești. Ce am înțeles din completarea lui a fost că astea au fost alegerile lui și au fost alegeri de succes. Adică a dat timp. Exact, asta spuneam și eu. Concluzia asta a fost. Dacă tot îți menționa cuvântul succes, îmi place și nu-mi place concomitent. Cred că este singurul cuvânt de limba română care îmi place și nu-mi place în același timp. Restul toate cuvintele îmi plac. Fie că e vorba de carte, dor, atenție, emoții, orice. Succesul, din punctul meu de vedere, nu există. Nu există succes. Și o să vă zic și de ce. Succesul înseamnă doar ipostaza, situația, cazul în care ceilalți din jurul nostru, al tău, al nostru, în sfârșit, contribuie ca respectivul să crească. Doar atunci când ceilalți contribuie ca acela să crească, atunci are un succes. Pentru că dacă, de exemplu, nu știu, putea să fie, nu știu, o lucrare de doctorat, putea să fie, nu știu, o structură. Vrei să ne spui că succesul nu îi aparține individului? Nu dacă îi aparține. Se creează doar dacă ceilalți contribuie ca nu poți merge, vrea să spună Gabriel, că nu poți merge pe scara succesului, acolo să ajungi în vârf, dacă nu ești fără ceilalți, fără să fii înconjurat de ceilalți care să te sprijine, care să să-ți dea arii, deci nu poți merge doar și în vârf individual. Și respectul pentru ceea ce ai făcut, pentru că ceilalți nu vin lângă tine și nu cresc și nu ajută la succesul tău, da, la crearea succesului tău, dacă nu aprobă, dacă nu susțin, dacă nu plac, dacă nu iubesc, ceea ce ai făcut. De ce nu-ți place? De exemplu, acest roman de dragoste nu poate să fie prezentat într-o bucătărie. Nu merge într-o bucătărie, pentru că nu este mediul pentru așa ceva. Acest roman de dragoste poate nu poate să fie prezentat pentru persoane care n-au interes pentru scris, pentru literatură, pentru cărți. Sunt poate pesimiști, negativiști, nu cred în lumea asta, refuză evoluția și așa mai departe. Dar pentru persoanele care cred, care au răbdare, care vor să evolueze, care au un anumit potențial, care, nu știu, sunt într-o parcurs de a se dezvolta, e o premisă mult mai ușoară, mult mai bună, mult mai plauzibilă, mult mai ok de a prezenta așa ceva. Adică pentru mine merge. Când vorbesc cu persoane care sunt optimiste, 10 din 10 am rezultate, clar. Când vorbesc cu persoane care nu cred în viitor, care nu... România este țară persoane negativiste, eu le spun, negativiste și care nu cred în potențialul lor. Sunt destul de multe probleme în România. Sunt destul de multe probleme. Indiferent dacă intrăm la politică, la economie, la finanțe, la... Nu contează. Agricultură, nici mai zic. Dar, în același timp, pentru că sunt probleme, există direct sau indirect, mai mult sau mai puțin, și soluții. Și soluții. Soluțiile se creează, se construiesc și se aplică. Asta, cam asta că vreau să vă ambiționez, nu știu, poate o să intre poate cineva de aici pe agricultură. N-avem să știi ce se întâmplă pe viitor, pentru că viitorul este impredictibil. Dar, dacă e tot intrați pe aceeași temă, informați-vă foarte mult. Încercați să credeți în potențialul pe care aveți și să vă construiți viitorul, indiferent de tema pe care o abordați. Altă întrebare, cu dragă, vă pot răspunde. Orice, nu mă trebuie. Nu am vrut să pui o întrebare, Emma, nu? Andra, aș vrea să pui Andra, uite, Andra vrea să pui o întrebare. Să vă spus această întrebare, cât timp ți-a luat să scrie această carte? De principiu 6 luni. De principiu 6 luni. Începusem pe final de august, început de septembrie, am spus un trebuie, la întrebarea atunci. Pe final de august, început de septembrie 2022 și terminasem pe final de ianuarie, început de februarie 2023. Cam asta a fost perioada efectivă. Dar mi-a luat destul de mult și să fac operă și să editez și să reeditez, să fiu format foarte plăcut, foarte estetic. Totul e ocupat de tot. Da, în mare parte da. Pentru că una este când o carte arată așa și se poate citi, și alta este când poate sunt rânduri peste rânduri și nu este complet și este foarte prea strâns și nu se poate să fie citesc. Nu mai am o întrebare. Vreau să știu dacă recitind lucrarea ta, ai schimbat ceva. Nu. Nu, atât de mult mi-a plăcut încât în momentul în care scriam, foarte, foarte, foarte puțin și repet, foarte puțin am șes. Nu știu, poate n-a fost pasaj în care să șterg ceva, pentru că dacă intra pe anumită temă, anumit filon, pe anumită ipostază, aveam anumită discuție, pentru că în acest roman de dragoste se pune foarte mult accent pe dialog. Cum cunoaștem o persoană? După felul care vorbește, cum se exprimă, dacă are răbdare când vorbește cu noi, câtă ambiție, câtă pasiune, sau lipsa pasiunii pe care o are, că toate astea influențează. Dacă, de exemplu, Maria n-avea pasiune în momentul în care vorbeam cu ea de la început, nu credeam noi.
nu era aici prezentă, nu mă susținea, făceam clipuri pe ea și multe alte chestii pe care le-am făcut de-a lungul timpului și așa mai departe. Deci acea flacără, acel izvor poate de energie nesecată astea, care este cea mai proastă legătură dintre o persoană sau alta, fie chestie, nu știu, relațională, profesională, artistică, intelectuală, nu contează. Că nu contează. Da. Mă scuze. Miruna, ce ai scris tu prima dată? Prima ta dată, care? Poezie? Schiță? Cred că prima, bine, să ai și începutul, în mijloc și încheiere. Da, da. Acest, da. Pune-te o întrebare. Aș vrea mai mult tineri să pună întrebări. Vreau să te întreb prima dată ai scris 6-7 pagini. Da. Și după te-ai reapucat de lucrare. În acele 6-7 pagini mănânse tot pe ideea asta de dragoste. Clar, da. Adică chiar de la începutul cărții se precizează că există despărțire între personajele principale și cum se simt și ce stări au și poate o dosă de depresie, de lipsă de ambiție, de barânță la tot. Pentru că în timp relațiile se creează și se conturează. N-avem cum, de exemplu, ne abordează cineva pe Instagram, hai să fim împreună. Nu merge, ce e aia? Pentru că dacă ne dă timp, avem șansa de a cunoaște pasiunea acelei persoane, cum ne putem raporta la ea, cum putem să facem lucruri împreună, atunci se poate crea o legătură, cel puțin legătură frumoasă și de durată, să aibă și continuitate. Dar tot că era vorba de timpul respectiv, între 2018, când începusem realmente de a scrie și între tot și până în 2022, avusem și la sfert la ceva altul, mă angajasem, plecasem, pictasem, desenasem, deci paralel m-am ocupat și de alte pasiuni, n-am vrut să las în urmă. Dar am simțit destul de curând, să spunem, că această pasiune de a scrie, de a formula ceva, de a cumpăra... Pentru că și Miruna scrie, este orice. Ce drăguț! Ne asociem cu oamenii. Interesele comune contează cel mai mult. Și cel mai mult. Pentru că nu putem să asociem oamenii care poate nu mai cred în Dumnezeu cu oamenii care cred în Dumnezeu. Că e diferența prea mare. Este gheapă, este gaura prea mare între cele două. Pentru că poate sunt oameni care propovăduiesc Cuvântul Dumnezeu. Că am întrebat și pe tema asta. Creștină religioasă, în sfârșit, are poate mai mult impact asupra mediului, asupra celor persoane. Foarte mult contează cu cine se face. Ești timidă, Diana. Te scurt. Deci este prima carte a dumneavoastră la vârsta de debut, la vârsta de 23 de ani. Presupun că ați acumulat ceva experiență de viață sau astfel ați apelat la propria creativitate. Și la prima și la a doua cumva mă raportez, dar cum am zis la început zic și acum, pentru că prin compozițiile pianistice, prin creațiile lui Vivaldi, lui Chopin, lui Brahms, lui Beethoven, lui Bach, lui Mozart și așa mai departe, pentru că în ei simțeam acea flacără, acea emoție din pianul pe care ei reușeau să-l creeze, am reușit să creez și eu la rândul meu pe o altă temă, la altfel, pentru că una este pianul, alta este scrisul. Dar ambele au același punct comun, arta, până la urmă, estetica, plăcerea, pasiunea, creația, dezvoltarea, ambiția, evoluția. Deci, eu întreg întregător, eu întreg spectrul cumva de dezvoltare. Și la viitor, la următoarea etapă a vieții dumneavoastră? Eu aș vrea să nu doar scris. Dacă pot să doar să scriu, să public, să îndrumătă cu oameni care au aceeași pasiune sau poate nu se regăsesc poate în această lume și pot să contribui cu măcar 1%, unul, nu mai mult atât, sunt fericit. Sunt fericit. Vă mulțumesc. Reușite cel mai bine. Reușite și realizate. Este cartea este imaginație sau o dosă și din 34% există din punct de vedere al planului uman. Pentru că oamenii, personajele principale sunt oameni, nu sunt, nu știu, proaște sau, nu știu, portocale sau, nu știu, sunt efectiv oameni cu emoții, cu stări, cu nu știu ce. Dar și din experiența dumneavoastră. Acolo, asta vreau să confes. Că am contribuit și eu la anumite stări, pentru că mă simțeam poate un anumit fel. Nu știu, poate nu-mi place biliard, mie nu-mi place poate biliard, să zice. Ei vreau în Constanța care juca biliard. Să fie ceva diferit, să fie ceva poate un plan altfel, să simtă poate pila sau tacul, în sfârșit. Dar am încercat să dau emoții cât mai profunde, cât mai clare, cât mai realiste. Că dacă plâng, băi să plângă, nu? Să se face. Simplu, să fie ceva foarte clar, foarte concret. Chiar vreau să vă dau exemplar, cel puțin să le vedeți. Dar să vreau să vă pun și ultima întrebare, ca să nu vă rețin foarte mult. Și este una foarte scurtă și cu foarte mult impact, pe care o folosesc destul de des. Ce visați? Și vreau să răspundă fiecare în parte și dacă se pot. Și vreau să vă doresc. Eu? Visul, dar visul meu este ca acești tineri și tinerii pe care noi ne străduim multă dragoste și față de ei, da, să se dezvolte și să-i vedem crescând și evoluând pe plan personal și profesional. Asta îmi doresc, ca să facă o schimbare. Dar schimbarea în
societate și a României noastre depinde de ei. Pentru că schimbarea nu se poate face dacă nu evoluăm noi, ca și mentalitate deschisă, dacă noi nu evoluăm și nu creștem. Și asta este cea mai mare a mea dorință, să-i văd crescând și să ne bucurăm de ceea ce vor avea ei. Da. Deci asta este visul meu, credeți-mă. Altceva nu vreau nimic decât acest vis. Să-i văd că fac ceva pentru țară. Că luptă, ca o realizare. Da. Să facă pentru acest petic, așa să spun, de pământ, de grădina Maicii Domnului, pentru că este prea frumoasă țara noastră și e păcat. Vedem că avem Dunăre, avem munți, avem zeală, avem podișuri. Și eu cred că îmi doresc visul meu ca în mâinile lor să fie această țărișoară și să nu o pierdă, să o păstrăm, să o conservăm cât mai mult pentru generațiile viitoare. Vă ascultam. De doar acum aveți parte de vise. Da. Cred că și la mine este apropiat cu cea la doamnei Svetlana. Îmi doresc ca voi, tinerii, să aveți încredere în voi, că puteți și să nu lipsiți timpul, să nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi. Da, este foarte important pentru că în ziua de astăzi tehnologia ne ocupă foarte mult timp. Dacă începem să citim mesaje sau să stăm, să vizionăm, nu știu ce filmulețe și trece timpul pe lângă noi, vedem că au trecut ore, da? Și e păcat, pentru că putem să facem atât de multe lucruri, putem să ne descoperim potențialul nostru încercând diverse alte lucruri, da? Nu să stăm numai pe degeturi. Da? Deci aveți încredere în voi, da? Exact cum era și proiectul nostru și cum este, că o să-l continuăm, credem în noi, credem în viitor cu doamna Iulia Soare. Deci aveți încredere în voi și nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi. Dar nu se mai întoarce, cum spunea și Gabriel. Mi-a făcut să mai mă 18 ani și să aminte de acum. Exact. Se poate fac lucruri și mai faine, și mai bună să aminte. Este, gândește așa, dar eu îți dai seama că eu gândesc la fel. Mintea pe care o am acum. Dar nici acum nu-i târziu. Asta este exact. Foarte frumos. Bineînțeles că în suflet mereu suntem tineri. Nu contează vârsta. Și vă așteptăm la Centrul de Tineret la toate activitățile noastre. Vreau să vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul vostru, că v-ați trezit dimineața acum pe căldura asta și ați venit aici, că puteați să stați... Exact cum am zis, stați în geamă, vă relaxați, plecați. Aer condiționat și doar pe telefon. Aveți o vacanță frumoasă. Da. O vacanță frumoasă, adică ați împletit această vacanță și cu odihnă, dar și cu participarea la diverse activități. Vă mulțumesc mult! Cu siguranță o să aveți ce povesti când ne vedem în septembrie, da? Așa e sau nu? Adică ne veți împărtăși multe lucruri frumoase. Să treci peste moment, dar să mai zic. Nu? Da, cu data trecută. Să trebuie să fie interesant. Bun, cu drag. Visul meu este legat de mine, nu? Iar eu îmi doresc să păstrez foarte mult, la cote cât mai înalte, umanul și empatia în mine. Și cred că e un vis pe care mi-l doresc cumva și de la toți cei din jur. În momentul în care păstrăm lucrul ăsta și îl facem prezent cu ceea ce facem, mă gândesc că și lumea va deveni mult mai bună și... Dacă noi suntem bine cu noi și ceilalți o să fie bine. Empatia și umanul, cred eu că e foarte important ca să dăm ce trebuie celor din jur și să fim și noi ceea ce trebuie. Mulțumesc. Și schimbarea să înceapă cu noi. Nu așteptăm de la ceilalți să fie empatici, să fie... Dacă nu ne suntem de la... Exact, asta este vizionare legătură cu mine, să fie mai exact ceva că schimbarea unei societăți nu poate să existe fără schimbarea ta personală. Schimbarea societății nu poate să existe fără schimbarea ta personală și fără mentalitatea deschisă către schimbare. Da, și cred că în felul ăsta poți să fii și un model, pentru că și oamenilor, chiar dacă ești întotdeauna empatic cu ei, dacă oferi întotdeauna ce trebuie, indiferent ce doză de răutate ar manifesta ei, și ei vor obosi să se lovească de o atitudine frumoasă, corectă, empatică și atunci vor schimba ceva și ei, dar în lor, în ei. Da. Vă ascultăm. Hai zi, Julie.
Dacă trăiți deja, e perfect. Am cel puțin un vis în fiecare zi. Dar din discuția de astăzi s-a creionat un nou vis de a-i ajuta pe ceilalți cumva să observe că avem la o perioadă, pentru fiecare e o altă perioadă, mai frecvent, mai rar, o perioadă în care ne centrăm pe noi înșine, suntem singuri, ne regăsim pe noi înșine, ne asumăm pe noi înșine, ne găsim ceea ce ne place, propriul potențial. După care, cred cumva că e necesar și să ne împărtășim cu ceilalți. Da. Potențialul să-l creștem și să ne împărtășim cu ceilalți. Cu oamenii care activează poate deja pe domeniul, oameni care au des comun, cu acel... Și să se îmbine cele două, centrarea pe sine și lucrul împreună cu ceilalți. Asta e nou vis. Căpătat azi. Visul meu este legat de... Te-ascult. Visul meu este legat de apa care lucrez acum și abia aștept momentul în care o voi vedea și fizic. Nu te știi, că ei poate nu știu deja. Exact. Am început să scriu o carte, iar în momentul acesta sunt aproape de final și mă pot ocupa și de peste de mâncare. Și abia aștept momentul în care se văd fizic, nu doar pe laptop, pentru că am fost de foarte. Felicitări și așteptăm aici la lansare, da? Chiar te așteptăm. Super. Te ascult. Acum ai oportunitatea. Visul meu este să devin o actriță, din ignorant acest lucru și să fiu o persoană cunoscută. Ok, ok. Hai să te dezvoltăm puțin. Să te dezvoltăm puțin această temă. Și pe tine te așteptăm să ne inviți la film, nu? La teatru. Cu siguranță, dacă Giulia trebuie să-mi faci pași, sigur. Se pare că am facultat să te exemplu, da? Ce fel de actriță totuși? Pe ce categorie de film? La ce vârstă? Sau teatru. Sau teatru chiar, da? Sunt. Românești, străine? Să mai contează. Aș vrea mai mult străine, dar la ce? Deci nu crezi în potențială română. La ce? Fie românești, da. Din punctul meu de vedere, ce românești sunt cam slave, cumva. Raportează, se raportează la aceeași subiecte, ce fac. Este bună, este bună oriunde. Da. Șase de mână, da. O să avem atelierii de teatru aici, apropo. O să avem atelierii de teatru, proiectul de genul. Da, da, da. Foarte nișat. Peste, bravo. Cred în tine, zice. Se vine ce se cumpără. Visul meu este să-mi public cartea cu poezii și să am puterea ca în fiecare zi să ajut pe cineva. Ok, foarte tare, foarte frumos. Maria, Maria a participat la un alt proiect organizat de noi de Centrul de Tineret, se numea Sucru de Versuri. Și era aici între noi Adrian Matei, de fiecare dată. Da, bine, deci avem deja două persoane care activează pe plan literat. Da. De facem și o statistică. Să vedem. Te spune. Visul meu e tot să public o carte. Bine, încă nu, e, încă nu este gata. Adică se pare că se scrie. Da, scriu și voi dar și eseuri. Eseurile oricum pot fi publicate în urmă. De natură filozofică, psihologică? Psihologică, istorică, cărțile, manuale. Apropo, eu am luat premiul întâi la un concurs de eseuri național. Dar zici promovare, dacă e. Felicitări! Super, bravo! Deci e foarte frumos asta. Super, super. Și să mă desfăr pe plan profesional. Pe o anumită nișă, mă gândesc. Da. Cu publicistică, eseristică, mă gândesc. Jurnalistică, vă rog, nu? Ce vreți să gândești ceva? Ok. Vedeam că vreți să gândești ceva. Profesor, vă rog. Da. Ce știe? De pe ce temă? Pe ce categorie de seama? De lipsurile. Ok. Deci pe care ai model, nu? Pe doamna Zărlana. Sau pe doamna Mihaela, de acolo, tot de lipsurile. Da. Vă studă, dacă vreți. A, dacă aveți un vis chiar. Visuri sunt, în primul rând, mi-am dorit întotdeauna o societate, o lume mai bună, un viitor mai curat, un tineret mai curat. Comportamental, aveți. Comportamental, da. Dumneavoastră, contribuiți ca această lume să fie mai bună? Că și asta este bani foarte bun. Să știți, câteodată, da, mi s-a întâmplat și ce-am putut face... Să-i sprijiniți, poate. Da, da. Super, da. Da. Că așa, dar dacă vrem ca lumea din jurul nostru să se schimbe și nu acționăm, un exemplu pozitiv, un exemplu pozitiv, tocmai pentru a... Pentru ca cei din jur să ne copieze, da, să... Da, super, da. Super. Ascult, ce vis? Am un singur vis,
am avut întotdeauna și este să-i facă cel mijloc mă fericit. Atât la timp cât sunt sănătoși și nu am niciun fel de problemă. Ok. Vrei să dai o stare bună creând tu o stare bună sau nu știu, vrei să fii artist de circ sau de ce vrei să faci exact? Fii puțin mai cum o copil. Pe plan profesional pe aici? Nu. Pe plan emoțional, adică să-i fac să se simte, să se simte mai confortabil. Să crească mai mult. Da. Deci poate fi, mă gândesc că vrei să începi viitor să fii schimbă emoțional. Că și asta mă gândesc să contribui la o stare mai bună, la fericire, la evoluție, nu? Da. Ok. E foarte bună. Bun. Deci dacă din jumătatea, din dreapta mea, cum ar veni, sunt persoane care deja au zis un vis, mai multe visuri, ce visam, deci se vede cumva diferențierea între cum gândește singurile fiecare persoană în parte. Este foarte important să auzim pe bune fiecare persoană cum se exprimă, că și asta te definește persoana cu care îți puteam. Pascot, dacă aveți un vis. Orice vă puteți. Avea visuri cu toți. Cred că ne rezumăm fiecare dintre noi un singur vis. Ce aveți vis mai clar sau mai fizic? În ceea ce mă privește, am întrebat. Am și o experiență de viață la vârsta mea, eu fac parte din generația următoare față de cea a voastră. Am o experiență profesională, am o experiență de viață, dar nu încetez să visez. Visul meu principal este să devin mai bun. Să devin mai bun pentru mine, dar și pentru ceilalți. Pentru ceilalți ca voi, să vă imprim cu competența, cu știința, puterile mele, cumva cu sfatul meu, să deveniți și voi mai buni. Cel mai mare păcat al unui om, al unui tânăr, este să stea. Da, să pierdă vremea. Să pierdă vremea. Învățați. Învățați orice. Vă recomand să învățați atât de mult să vă simțiți cu ghilimelele de rigoare. Un burete care aspiră, care aspiră, care atrage apa, pe care dacă îl pui în apă și îi dai drumul, aspiră, se încarcă cu apa. Așa se încarcă cu informația. Pe orice, exact. De peste tot. Mergeți și împrăștiați-vă în lume. Luați de acolo tot ce e bun. În toată lumea asta. Dar veniți înapoi. Să nu ne pierdem. Veniți înapoi. Pentru că trăim într-o lume, în niște vremuri, cu o alterare a identității. Și cred că e foarte important ca să ne regăsim. Cam atât despre visuri. Acum aș vrea să fac o remarcă la autor și la carte. Autorul plin de entuziasm. Okay. Este entuziasmul specific tinereții. Mă uit la carte și o văd o carte consistentă ca și volum, cu o estetică deosebită. Valoarea cărții nu este dată neapărat de volum, dar și la prima vedere volumul spune ceva. Înseamnă că și ea este. Care nu este. Da? Este, dacă are estetica asta și volumul ăsta, trebuie și privită intrinsec să aibă valoare. Abia aștept să succesc. Dar cu entuziasm am să vă contrazic. Entuziasmul nu trebuie să fie numai specific tinerilor. Nu am particularizat deci, în vorba doar despre autor. Și atât. Entuziasmul nu stă aici. Stăm noi mereu. Cât timp visăm, avem și entuziasm. Mă lăsați să spună copiii mei, elevii mei, pe care îi ghidez în viață și care cred, sper și cred, că nu-mi place să spun cuvântul sper, doar cred, că sunt un reper pentru ei, da? Sunt un profesor entuziast, sunt un profesor dinamic, da. Deci la vârsta mea, chiar dacă sunt mai devreme născută, dar entuziasmul meu niciodată nu a dispărut. Și cred că și la 80-90 de ani, dacă am să nu o să dispară. Deci entuziasmul este caracteristic numai. Poate să nu toată viața ta trebuie să fii și încrezător în tine. Da? Nu există nu pot. Și eu nu vreau, v-am spus. Treci peste diverse țe, dar două palme așa și merge înainte. Dacă vreți să fiți ghid, fiți un ghid bun, cum să-și dea două palme. Așa, două palme și merge înainte. Două palme, da.
am și eu o experiență foarte bogată în viața mea. Pot să scriu o carte, cred că atunci când ies spre pensie am să scriu și un roman. Am trecut și prin conflicte armate. Am văzut oameni morți pe străzi. Multe am văzut în viața asta. Am stat și eram mai tânără și în fața tanchetelor. Eu sunt basarabeană. Și conflictul armat de 92 se simte, da? Se simte și conștiința mea națională și patosul meu, da? Și Dumnezeu. Și mă mândresc că sunt basarabeană. Da? Am trecut prin multe. Poți, v-am spus să scriu o carte și am să scriu. Dar faptul ăsta nu m-a lăsat niciodată să fiu pesimistă și să dau înapoi. Am mers numai înainte. Am fost și discriminată, am fost și obiectul discriminării. De multe ori. Chiar și aici. Da? Dar am trecut peste. Deci nu dragoste a face mai și toate prin dragoste, încredere, pe sine, prin entuziasm, dinamism. Omul evoluează. Da. Ați înțeles? Acest lucru. Cine știe, poate am reușit să contribui cu acel 1% pe care vorbeam să scrie da. Cine știe? Aia am de multe. A, ok. Atunci m-a spus. Un motiv în plus. Da. Cine știe? Asta. Să ofer tot ce am mai bun celor din jurul meu. Te referi emoțional, concret, fizic? Indiferent, contează orice plan. Ok. Foarte tare. Ce vizionare? Gabi, eu visez și lucrez la a găsi și a susține visele autora. Lucrăm, vom lucra la asta și deja lucrăm la asta. Eu sunt sportiv. Nu am legătură cu arta, visez să vreau să fiu și eu carte la tot experiența am, dar... Ce sport practicați? MMA. Lupte. Nu, suntem în domeniul acesta. Și eu, de asta am aș făcut o pauză, nu știu dacă să zic de spune, spune, nu e o problemă aici. De revire, problemă sau nu de revire. Aici a fost o deschidere, așa. Din care sunt și antrenor de kickbox, că kickboxul mai cunoscut decât MMA-ul. Intrând în zona asta de sport, am văzut că sunt foarte mulți tineri care au nevoie de susținere și nu numai în sport și nu doar de susținere morală, ci și de susținere financiară. Iar dacă vrei să faci ceva pentru oameni și pentru comunitate, nu poți să faci singur și nu poți să doar din dorința ta să schimbi ceva, ci ai nevoie de oameni care să ajute și să fac o echipă cu tine. Să aibă interese comune. Să aibă interese comune, dar totuși să fie oameni diferiți. Da. Deci... Diversitatea contează mult. O să facem treaba. Testul, ce vis ai? Cred că cel mai tare îmi doresc să las ceva în urma mea, să am un impact. Inițiativ. Pozitiv, negativ, zic ceva mai mult. Pozitiv, da. Zic ceva mai mult. Nu știu, poate vezi ce mi-ești la bancă, ce ne știe? Lasă să-i pasă pe... Foarte frumos, mă rog, Dumnezeu. Ce vis ai? Visul meu este să călătoresc și să descoper lumea, deoarece consider că în momentul în care interacționez cu cât mai multe tipuri de oameni, cât mai multe culturi, este imposibil să nu evoluezi și să nu aduci un impact bun de asemenea asupra celorlalți. Vrei să rămâi, de exemplu, pe Europa? Aveți mergi poate pe America? Prin toată lumea. Ok. Deci te vezi ca avionul toată zi. Sunt multe. Ce vis aveți? Păi eu mi-am cam îndeplinit multe vise de ale mele până la asta. Deci ați avut ceva? Iar acum mi le proiectez pe băiatul meu, care are și el 20 plus. Foarte mulțumesc! Pe familie și să fim sănătoși, să fim împreună, într-o lume bună, fără interese meschine, dar nu știm dacă se va întâmpla, dar încercăm. Și eu te-am pasat, da? Mulțumesc! Încercăm două actrițe. Vrei să fii nișată, vrei să-ți permite temă? Place tema asta istorică. Okay. Deci prințese, cavaleri. Foarte frumos, foarte frumos. Avem două cafele. Ok, și ultima persoană, să vedem. Just mii de scuze că am sărbătorit în acest moment pentru că mi-am dat seama că trebuie să plec atât de la lume. Okay. Și aș începe să spun că în copilărie încercăm mai multe
n-am nici cum de la... Mai multe teme, mai multe subiecte. Da, mai multe idei, mai multe planuri. Ție îmi faci un vis și cu ajutorul părinților sau cei din jur o să ajungi departe. Sunt foarte multe cazuri în care copiii și-au găsit, nu știu, pasiunea pentru cântat, pentru dans și nu au putut să meargă mai departe din cauza celor din jur, pentru că... Lipsa de susținere, da, de prezență. Asta este... trebuie să credem în visul nostru și să avem încredere în noi că putem să... Realizăm asta. Felicitări! Hai să aplaudăm dacă vreau! Ați început să interacționați? Bravo! Să căpătăm încredere în noi, da? Deja. Cum vă fi teamă să vorbiți, să vă deschideți? Cred că, în afară faptului că ar fi o deosebită bucurie pentru mine să mă asociez cu, și repet, cu fiecare persoană în parte, cel mai tare m-aș asocia cu ea. Pentru că ea a fost ultima care a stat puțin și a tocat mărul în fiecare lucru pe care l-a spus. Și a stat puțin de pe parte și a analizat. Și chiar dacă n-a avut cuvinte excepționale și mamă ce vocabular are, dar a stat puțin și a analizat situația. Fiecare este foarte bine că pentru fiecare în parte aveți un vis deja și sunteți foarte concreți sau mai puțin concreți pe direcția în care vreți să mergeți, dar cred că cu ea poate să faceți lucruri excepționale pentru că asta puțin și a analizat situația, a gândit-a și pe pentru asta vă încurajez din nou și pe ea și pe tine. Pe și tine. Doar să-mi transmiteți și puteți să mai stăluiți o întâlnire dacă... Și pe Instagram și TikTok mă găsiți... Totul roman? Bine, mulțumim frumos încă o dată, Gabriel. Mulțumim din suflet, Gabriel. Și felicitări. Și multe, multe realizări de acum încolo. Cred că vreau să menționez și acest lucru, că Maria mi-a zis mai devreme. Urmează să public Salvador de Nisip. Este un alt roman de dragoste dintr-o altă serie de dragoste. E un fel de spin-off, cum ar veni, adică are o doză de legătură cu acesta. Dar, pentru început, vreau să ne bucurăm de acest. Pentru ăsta am venit, asta este sensul, asta este ediția pentru asta. Așa că dacă ai citit, cred că ne-am venit să discutăm pe marginea romanului, da? Pentru cine dorește să achiziționeze, dacă se poate, acum, mâine, peste un secol, nu contează, este doar 50 de lei, primiți și semn de carte, dedicație, autograf, este ok. Poate aveți posibilitatea acum, deci mâine, nu e niciun fel de problemă, am rădare. A fost situația în care am reușit să dau un roman în câteva secunde, a fost situația în care am reușit să dau un roman în 4 luni, deci este ok. Răbdarea contează. Și nu, nu glumesc, adică după 4 luni. Ai scris 4 luni? Da, îți cream unul. Da. Să găsim un pic, să-ți dăm niște dedicații. Vă mulțumim că v-ați făcut timp să veniți aici și vă așteptăm de fiecare dată. O să avem ateliere și de pictură și de teatru, o să avem ateliere, da? Așa și de speech, și de încredere. O să, da, și de speech, de comunicare, asta de încredere. Continuăm, cred că proiectul, credem în noi, credem în viitor, pentru că este necesar. Da? Vedem cum îl organizăm și vă transmitem și prin doamnele profesoare. Dacă se poate să numărăm câte persoane sunt aici în sală. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. În afară de persoane. Deci 20 de persoane. Dacă eu, de exemplu, pot să transmit către o altă persoană și mulțim, deci, mulțim cu 1, cu 2, cât o fi, suntem 20, 8, 2, 40. Transmite către ceilalți o stare bună, o energie, o... Exact. Iar dacă ce-am făcut astăzi, de exemplu tu sau dânsa sau... Lumea crește. Lumea crește, lumea evoluează. Dar pe unde poate fi funcționat? Se poate cu această ocazie. Da, mă găsesc exemplu pe Facebook. Am site-ul, de exemplu, am creat un site de la zero. Se numește Artalinusemea.shop, dacă este să vă dau link-ul. Așa. Deci, dragi, ca să fiți achiziționați online.